Și atunci am ieșit din găoace și am zis: oh, nu! Bietul șoim. Ce ai pățit? Nimic. Să nu zici că ți-e frică de câini. Nu. Păi uite-te la el ce simpatic e. E mic și pufos și drăguț. Doar nu ți-e frică de așa ceva, nu? Belu? Da? Serios, ți-e frică de potaia aia? Nu. Hai mă jos. Ai avut ceva traumă cu câinii când ai fost mic? Sincer, da. M-a atacat un câine. Uite, propun să-ți înfrunți frica. Bun, îi dau o piatră în frunte. Să vezi ce frică simte el. Nu așa, măi nebunule. Adică să treci pe lângă el. Bă, tu vrei să mă composteze de bucă? Stai mă liniștit. Bă, tu ești cocoș sau găină? Sunt porumbel. E o metaforă, fraiere. O să trecem pe lângă el să vezi că nu pățești nimic. Dacă e turbat. Dacă e turbat, fugim. Viazi. Ok. Mă scuzați, acest domn pare speriat de mine. Ah, un câine vorbitor. Nu mi-a dat seama. Pot să vă răspund la câte întrebări vreți. Să vedeți că nu sunt turbat. Ai auzit, Belu? Domnul e chiar de treabă. Întreabă-l dacă e vaccinat. Prietenul meu vă... Vă aud și eu, stați liniștit. Da, sunt vaccinat și castrat. Nu vă faceți griji. Întreabă-l dacă strânge după el în parc. Te aude? Da, strâng după mine ca un cățel responsabil. Întreabă-l dacă... Prostule, te aude? Ah. Întreabă dacă crede în virus. Știu că virusul există și că măștile ajută. Nu mult, dar ajută. Vezi, bă, porumbelule, domnul e de treabă și nu e turbat. Dacă v-am convins că este totul în regulă, pot să vă întreb dacă aveți 2 minute să ne dați semnătură pentru un candidat PSD? Era turbat? Mhm.